Guvernul ar putea adopta în data de 10 septembrie un proiect de hotărâre de guvern care va conține programul de implementare a proiectului România Educată, anunțat joi ministrul Educației Sorin Câmpianu. Astăzi am avut prima ședință a Comitetului Interministerial pentru implementarea proiectului România Educată. A fost o întâlnire, practic în pregătirea viitoarei întâlniri, care va fi joi la ora 13, joi 2 septembrie la ora 13, întâlnire la care fiecare dintre ministerele reprezentate în Comitetul Interministerial va primi materiale și se va pronunța din perspectiva ministerului pe care îl conduce cu privire la programul de implementare care va trebui să fie disponibil până în data de 10 septembrie, conform termenului asumat prin memorandum la nivel de guvern. Am prezentat situația actuală, unde suntem și am prezentat obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim prin proiectul România Educată. Lucrurile nu sunt deloc îmbucurătoare, așa cum foarte bine știți. Din perspectiva abandonului școlar, a părăsirii timpurii a școlii, ținta asumată de România a fost de 11,3% pentru anul 2020, realizându-se 15,6%. Anterior, în cadrul reuniunii Comitetului Interministerial pentru Monitorizarea Implementării Proiectului România Educată, condusă de premierul Florin Câțu, ministrul a precizat, printre altele, că una dintre provocările cu care se confruntă sistemul de educație românesc este subfinanțarea. În momentul de față suntem la puțin sub 3,6% din produsul intern brut, iar un obiectiv asumat prin România Educată este atingerea unui obiectiv intermediar, este atingerea pragului de 4,7% din produsul intern brut, pentru că acolo este media Uniunii Europene. Întrebat la finele reuniunii care este garanția că proiectul România Educată va fi implementat cu succes, ministrul a răspuns: știu un lucru foarte sigur. Dacă nu începem, sigur nu terminăm. Deci, din această perspectivă, dacă suntem responsabili, înțelegem cu toții că trebuie să începem. Și cu toții înseamnă și forțe politice, de la stânga la dreapta, și societate. Și actori direcți, profesori, personal didactic, auxiliar și nedidactic, și elevi, și părinți, și întreaga societate. Deci asta este garanția, nevoia. Garanția constă în cifrele pe care vi le-am prezentat la început, care arată o situație alarmantă în sistemul de educație românesc. Asta este garanția. Și determinarea pe care o avem la nivelul Guvernului, a Comitetului Interministerial, pentru a face această schimbare. Câmpianu a explicat că România va atinge un procent de 4,7% din PIB pentru educație prin construcție bugetară, întrebat în acest sens. Este un obiectiv intermediar, va trebui să așteptăm finalizarea negocierilor pe PNRR, în care România Educată are alocări directe de 3,6 miliarde de euro, care nu au fost modificate pe parcursul negocierilor. După ce vom avea semnate contractele pe PNRR, vom ști cât avem din PNRR, vom ști cât putem accesa din fonduri europene clasice, să le spunem, Fondul Social European, și în completare va trebui să alocăm de la bugetul de stat. Obiectivul este ca toate acestea împreună să ajungă la cel puțin 4,7% din PIB. Anul viitor. Anul ăsta avem deja o rectificare care ne-a asigurat funcționarea până, ne va asigura funcționarea până la finalul anului, cu toate cerințele pe care le-am prezentat defalcat pe capitole,